Irinuca i-a fost greu să aleagă o singură gospodărie unde se țese încă la război. Ne-am oprit totuși la casa unei alte familii Pop. Anuța și fiica sa Anca ne-au dat câteva lămuriri despre această veche și încă profitabilă îndeletnicire. La noi, la Săpânța, se păstrează încă tradiția. Oamenii se îmbracă tradițional, în zilele de duminică lumea se duce la biserică îmbrăcată tradițional și în sărbători. Aici la Săpânța ne ocupăm și cu artizanatul, după cum vedeți, avem un război, cam la fiecare casă se găsește un război. Eu am învățat de mică să țez la război. Întâi am învățat cum să torc lână fir și abia mai târziu am început să țez la război. Să zic că un pic mai greu. Într-o zi, dacă ești harnică, poți să-ți iei și 4-5 cerci, care după ce le-ai terminat, cercile se leagă, se coase, se duc la vâltoare, se dau la vâltoare pentru a se spăla, a se curăța mai bine. După aia se usucă și se dau la pieptănat. Eu aici fac țăi și o zup pe mama la țesut. Încă dăm niște țăi. Te rog. Ce bune țăi mi-ai făcut. Deci pentru a țese avem nevoie de suveică pentru a trece prin firele astea de urzeală. Așa, avem nevoie de spată și în principal de ițele. Ițele astea sunt obiectul principal. Deci fără ele nu se poate. Și ăștia, care se mai numesc și ponoși. Pentru a face o cergă avem nevoie de nu prea multă lână, cam 4-5 kg de lână, dar de obicei nu punem război doar pentru o cergă. Deci când urzim cam 10-20 de bucăți și facem. Deci întâi avem nevoie ca lâna să fie toarsă și după aia urzim chiara.